Bună ziua, fraților, suntem pe data de 18 octombrie 2023 în satul Chișcăreni la domnul Iuri Turturiană în Psaca. Și am venit așa în vizită, eram în treceri să vedem la domnul Iuri Turturianu. Bună ziua, domnul Iuri. Bună ziua și inima. Și ne scuzați că am intrat așa. Și cu noi este părintele la Mășcăuță, domnul Vasile. Poate îl cunoașteți, nu îl cunoașteți, îl cunoașteți pe viitor. Dacă vor să aibă de furc cu mine... Nu, dacă are de furc cu domnul la noi. Dacă o păcătuiți, da. La domnul. Așa, domnul Iuri, vreau să vă întreb care e situația cu apicultura la Chișcăreni. Că toată lumea știe Chișcăreni numai de domnul Mitrigan Gheorghe, dar mai sunt apicultori buni în Chișcăreni și domnul Iuri Turturianu, cu o prisacă destul de aranjată și albini foarte blânde și gingașă, da, domnul Iuri? Da, sunt ascultătoare. Dacă le porți de... le porți grijă, le îngrijești, sunt ascultătoare. Dar adică, dacă nu, flămândiu nu... și ne... ne prelucrate contra bolilor, apoi mai bine nu ajungem prin sacă, că îți plinești pedeapsa. Sigur, da? Sigur, da. În orice caz vreau să vă întreb, dumneavoastră mergeți pe roiuri artificiale sau, pur și simplu, din regiuni, adică controlate, verificate, transvazate, sau cum lucrați dumneavoastră? Primăvara încep să-mi scot regine de miele. Încep să scot regine pentru din familiile mele care se dezvoltă mai bine. Care am, le văd că lucrează bine și să este posibilitatea de a scoate regine. Mai târziu deja cumpărăm. Cumpărăm, la care le mai schimbăm, la care și câte un roi dacă mai ies acolo, ia și n-avem când ca ta regina și să o vedem, să o împărechet, nu să o împărechet, ori e bătrân, ori e tânăr. Deja pe parcurs, dacă vedem că e bătrână și rău seamănă, normal că o schimbăm. O luăm, cumpărăm altă regină și o schimbăm și e bătrână. Adică ai mergi ceva selecție. Dacă roiul cu matcă tânără și o vedem că seamănă bine puietul, e căpășit, normal, da. Te și de cu nevoie să o schimbăm. Da, dacă e bună regina, mergem pe ea. Dacă e negativă, îi rupim gâtul. La revedere. Avem de unde alege. Da, părinte, nu greșim dacă îi rupim gâtul. Așa e viața, albina trebuie. Da, domnul Iuri, puteți să-mi prezentați un stup sau doi? Cam, am înțeles că le-a spus la ierna deja albinele. Cam cum e starea la voi cu albina? Pregătită bine, rău? Față de anii trecuți. Anul ăsta, la prisaca asta, le-am dat numai 2 litri de sirop cu pelin. Atâta hrană le-am dat. Mai mult nu le-am dat nimic. Am extras mierea de răsărită și le-am lăsat. Le-am format cuiburile, dar le-am format cuiburile, dacă erau pe două corpuri alghenă, le-am format pe un corp, le-am lăsat pe 8 rame și hrănitorul la anoule. Și nu le-am dat pași și de albina afară și de albina caroiu sub rame. Așa am le-am înțeles. Strâns, la dumneavoastră sunt pe 3 pătrim ramele, da? Stupii. Nu, sunt 300. De 300, da? Da. Pus pe... A. 300, acolo merge fundul, corpul și... Ia arătați-ne un stup să vadă colegii de breaslă ce albine avem noi. Păi care vrea să și ala arătăm? Care, oricare, la o margine. La o margine. Eu vă ajut. La o margine. Sunt și mai așa, sunt și mai așa. Aici e un ruișor. De normal. Aici merge la unit. Aici merge la unit. E pe 5 ani. Da, el cum l-am strâns, nu i-am pus nici diafragme. Da, diafragme. Albina de aici o fugetă. Da, roiul de anul ăsta e foarte bun. El mâncare are un nou. Nu, nu, nu. Să mergi pe mine. Îi puneți aici un pinoplaj, da, două părți lăsați așa. Nu, aici să mergi la unit. E destul de întărit. Am două familii pe 8 rame, fără regine. Șase eu. Două rame de acolo, două de dincolo, două de dincolo. Să-l întăriți. Și am să-l regulez. Asta e altă chestie, dacă... Am aici e actele familie de. Asta e pe 8 rame, da? Da, de că el o leac s-o așa dat într-o parte. Aici se e rămas. Înseamnă că aici e hrană mai multă, dar aici e hrană mai puțină. Nu, posibil când l-am format, i-am scos rama din centrul cuibului și i-am dat-o la margine. Și
s-a dus matca în parte și ești de asta s-a dus albina. Nu, asta rămâne în plus aici. Da, și ei trebuie scoase. Apoi să-ți spui că ești scos. Asta rămâne în plus aici. Da. Nu, 7 rame, 6 compact, 6. Bine. Asta tot trebuie scoase. Asta trebuie scoase. Deodată am să eu punem în partea asta. Pentru că... Trage cuibul cu totul. Nu, că albina, da. S-a format cuibul acum într-o parte. Eu l-am format, dar... Dar ele totdeauna se formează acolo unde le place lor, nu unde... Da, pe da, da. Asta e cu o regină de la Roma? Eu nu știu, trebuie să mă uit în carte. Trebuie să mă uit în carte. Nu, dar e blândă. Dă-i și nu-ți tramă. Să nu faci... să-și ia pe urmă. Vezi cum curăță tot în ea. Da, da. O carat la cuib. Dar partea asta nu e nimic. O caratul tot. O caratul la cuib. O grămădesc la grămadă. Anul este albina în comparație cu anul trecut, e mai... E cu mult mai bună, așa? Mai bună. Mai bună albina. Mai bună chiar dacă nu prea a fost cules, dar albina oricum e. E sănătoasă albina. Este da, nici pune, nici scoate. Aici cum? Aici este aici super. Da. Dacă eu le firez la mărgini, chiar dacă e pe 7, pe 8, da, că aerisirea mai bine curenți. Le firez la mărgini pentru că să aibă aerisire. Da, și uglichis legal se ridică pe la... Asta e, pe la mărgini și îl îmbracă ca cu... Da, bioxid de carbon se ridică și coboară în jos și plasa și iernează foarte bine. Dar eu mă uit că e blândă albina. Ia să vedem la cum ceva. E plasă albina, este. Compact. Numai să ierneze. Numai să vii iarna. Da, vii iarna și geroasă. Așa. Trece vara ca o pâine din iarna. Domnul Iur, dar tratamente cu ce ați făcut dumneavoastră? Văd niște bani de spese pe jos. Tratamente le-am pus după floarea soarelui, le-am pus melisan. Aha. Și după ce s-a trecut melisanul, le-am pus asta e muravincă. Acid formic. Acidul formic. De acid formic. Le-am pus un pachetel de acid formic. Și cred că am să le fac. Deasupra pe cuiburi. Aspect. Da, pe cuiburi. Am să vedem, am să le fac ori cu bipen, ori cu acid oxalic prin picurare. Mm. Că gata, cuiburi nu le mai desfac, ele sunt aranjate, sunt pregătite. Păi, la voi, la Malanor, eu încă n-am făcut cuiburile, dar urmează săptămâna care vine. Eu nu mă grăghesc. Hai, bine, că este tot două corpuri. Două corpuri, albina trebuie să fie și jos și sus. Hai. Da, e clar. Mâncare este, albina, este. Sănătate să avem. Așa se ierneze sus, da? Da, da. Sus. Da, nu, mai sunt reme de rezervă. Dacă aici au fost pe două mâci în vară. Uh-huh. În vară au fost pe două mâci. Și așa au stat la răsărit pe două mâci. Și după răsărit au stat pe două mâci. Și când l-am controlat amuia la ultima dată, la să-i formez cuibul, hai și cu mine. Când l-am controlat amuia ultima dată. Iau cum stau, straturi de albine stau. Ultima dată când l-am controlat, i-am format cuibul, tot cu două măci, era prin gratia Hahnemann. Și dacă am văzut că e mult albine, pentru un corp, pentru un corp am văzut că e prea mult albine. Și trebuie scoasă și mutată din coș. Dacă eu leac cu cuibul. Ei, dacă îi faci acum așa. Pentru 9 rame. Toată albina de aici și de aici era prea multă. Și am luat și am pus la așa la capac și la ăsta i-am pus. Ia că uitați, vedeți? Când lucrezi pe un corpus. Și am făcut automat două îmi intră în iarnă două regele. Da. Ia, vezi? Da. Dar punem în partea asta că acolo cuibul s-o tras o leacă în partea și era. Și eu. Să dăm într-o parte, că sunt treabă bine. Apoi să mai faci o revizie pe deasupra, ușurier. Hai, du-te, te rog. Da, când să-l strochez, atunci mă uit dacă se formează cuib. Eu știu că eu scupăr mare. S-a format cuibul mai într-o parte, automat eu și-am să o... Acolo este o mască de vale, dacă, părinte, duceți-vă luați mască. Dar da, nu, el îi place, când mai înțeapă. Apucă mergea să o mutăm și tubiei ăsta din coșă. Dacă asta, părinte, lăsă. Apucă, sus. Aici să o punem. Da. El e fără casă, el mută tot timpul. Păi ăsta ne-a înlămurit. Și ca să vedem Andrei ăsta de jos, care a lucrat două mărci. Oh, e super. Ia ca închipuiți, dacă eu lăsam albina așa iasă, pe un corp,
ea avea să șadă până în perete. Aveți și primul talgen. Și în cazul ăsta eu și m-am gândit. Foarte frumos. Da. Am lăsat-o pe asta, ea pe un corp, să ieși azi alt corp. Și automat... Adică au fost Hannibal între dâns, și mat că nu trece unul la altul. Da, eu am înțeles, dar am avut și eu cu două ori. Păi nu, că eu anunțeam că cele mai care să văd la salcână nu-i prea rezultat, dar să uniesc două una peste altă, prin Hannibal. Ai la Isa tot așa. Dacă vedeți, tot l-au schimbat în două. Mă lăsați, mă gândim, poate o mat că lucrează mai rău cu două mâini, poate așa e bătrână și așa e tânăr, zic, poate așa e bătrână rău lucrează. Da. Dar dacă vreți să lucrați bine amândouă, amândouă... Eu am găsit într-o zi acum două mâci într-un stup și pe ce ești ramă în blau libere, una și alta. Una însemnată și una nu însemnată. Nu avem și o treabă. Le-am lăsat pe amândouă, au o treabă. Șapte rame, dar acolo este alghen în corpul. Corpul de jos, da. Este albină suficient. Bine, e clar. Domnul Iurie, ce vreți să spuneți la domnii noștri, spectatorii care se uită pe YouTube tot timpul? Ce mai văd nou la apicultură? Ce doriți să le spuneți? Dar și pot să le spun. Pot să le spun sănătate și să aibă grijă de albină. Și să nu se dezamăgească mierea ieftină, așa? Da, să nu ne dezamăgim pentru că au mai fost ani așa grei, că ducem cu bacul mierea la magazin ca să o putem vinde și ne ducem peste 2-3 săptămâni ca să putem aduce și lua bani și ducem alt bac cu mierea. Așa că așa îmblam cu asta ea. Dar mult de bine, de rău, da, prețul le-a cochicat, dar... Asta este. Asta este. Dar dragoste față de albine trebuie să o păstrăm. Da, trebuie să avem grijă de dânsul. Dacă care a lucrat numai pentru business? Asta e insecta Domnului, nu putem noi să o neglijăm. Care a lucrat numai pentru business cu alghenele și ăla e normal, ca să te zic și să le ies și să le duc. Da. Care a lucrat, că într-adevăr îi place albina și îi place să... și intri în prisacă, normal că n-a, ar să reziste și ar să treacă peste asta și să-ți vii timpuri mai bune și să avem și prețuri bune și realizări mai bune. Eu vreau să spun și alta, că mă uit pe agrobusiness, apicultura canalului ăsta nostru pe Viber și mulți fac comentarii că să nu vindem miere, așa zicem și ar să facă exportatori. Ia că am ajuns la momentul și ala, când exportatorii nu strâng miere. Păi cum să cumpea, că ei să ocupere în minus, o să fie. Și el nu poate să o vândă. Da. Și însă vedem ce să facem noi cu miere. Am ajuns la momentul și ala, când exportatorii mai nu strâng miere, foarte puțin miere se strânge. Și am să stăm cu miere acasă și am să vedem cât am să vedem noi la borcan. Asta e situația, sperăm să schimbe. Și să-i face. Așa. Lucrurile spre bine și... O să termine războaiele și a scos umii și miere. Da. Datoria noastră de apicultor e așa e că să avem grijă de alghină și cu cheltuieli mici să facem producții mari. Da. Pentru că la preț noi nu putem dirija. Da. Noi, da. Moldova, e un exportator foarte mic pe piața mondială ca să dictăm noi cu prețul. Da. Bun. Domnul Iure, vă lăsăm cu bine la anul, un an mai așa mai bogat. Și numai bine. Da-i, domn. Eu mă bucur să mai se întoarcă. Domnul